amintiți când ultima oară v-ați trezit de la mirosul ademenitor de pâine proaspăt coaptă și ați savurat-o la micul dejun încă aburindă? Asta a devenit o tradiție frumoasă de weekend în familia Iulianei Bordei, care a procurat aparatul de copt pâine de la Delimano. Acum femeia își răsfață copiii cu cele mai savuroase copturi. Dar asta nu întotdeauna era chiar așa. Eu nu cocem acasă, fiindcă doi copii necesită foarte multă energie și trebuie să am mai tot timpul grijă de ei. Cât aluatul se frământă, dospește și se coace în aparatul de la Delimano, Iuliana reușește să facă mai toate treburile prin casă și nu doar. Iar când revine la bucătărie, o face cu plăcere, căci știe că acolo o așteaptă o pâine proaspăt coaptă. Nu-mi răpește timpul meu personal. Spre exemplu, îl pun în funcție dimineața, ies afară cu copiii, pe afară, prin casă îmi fac ordine, după aia pâinea e gata. De când în bucătăria sa a apărut mașina de copt pâine de la Delimano, Iuliana nu se mai gândește cu ce bucate să-și surprindă familia, căci împreună cu o felie de pâine, orice mâncare capătă un gust deosebit. Dispozitivul însă mai are un avantaj foarte important pentru gospodină. Se potrivește perfect cu interiorul bucătăriei mele și nu face foarte mult zgomot. Nu-mi trezește bebelușii, de obicei bebelușii mei ador liniștea și o putem depozita oriunde dorim, fiindcă e un detaliu foarte mic. Iuliana a gătit și astăzi o pâine, de această dată pentru echipa noastră de filmare. Ca de fiecare dată, rezultatul a întrecut orice așteptare, iar noi am înțeles de ce gospodina nu mai cumpără pâine de la magazin, ci preferă să o coacă de sine stătător. E foarte delicioasă. E moale, nu a făcut absolut deloc fum și dezordine în casă nu s-a făcut, este curat așa cum era. Mi-am lungime de copilărie când era la bunica la țară și cocea pâine. Iuliana a vrut ca și cele două fiice ale sale să cunoască gustul și mireasma pâinii coapte acasă și se pare că micuțele deja au îndrăgit acest deliciu. Mama pâine albă coace. Noi spurdăm voios. Pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos!